Stimați ascultători, la această oră, în farsa lui Buzdugaz, la Radio 21. Cristina? Da, Cristina. Știi cine e la telefon? Eu nu știu. Cine e la telefon? Sunt mama lui Robert. Robert, da, și ce doriți? Măi, cum ți doresc? Când am putea să ne întâlnim noi un pic să discutăm? Păi nu știu, dar spuneți-mi ce s-a întâmplat. Sunt extraordinar de supărată pentru ce ai făcut tu băiatului meu. Nu i-am făcut nimic eu, dar nu știu despre ce vorbim. Atunci pentru că l-ai lăsat să-ți facă ceva. Știi tu ce? Să-ți spun eu ce ai făcut? Da, i-a spus. Na. Ceva s-a întâmplat între voi? Mi-a spus, o recunosc. Că s-o culca cu tine. Doamne, nu ești adevărat, cum poți să spun așa ceva? Tu și cu el ați trăit împreună. Băietul meu era feciorelnic, era și virgin, pe deasupra și mi-ai stricat toată buna dispoziție din casă. Nu ești adevărat, Doamne. Dacă nu recunoști, să știi că eu vin la tine la ușă cu Robert, vin la maică ta la ușă. Doamne, stați puțin, dar nu se poate, mama e bolnavă, nu se poate să veniți la mama la ușă. Nu, Doamne, stați, dar de ce spuneți chestia asta, dar ar trebui? Mă simt penibil, Doamne. Cum te simți? Penibil. Dacă n-ai făcut-o cu el, nu te simțeai penibilă? Dar nu, Doamne, nu înțelegeți că n-am făcut-o. Nu s-a întâmplat nimic între noi. Pe cuvântul meu. Dar nu, Doamne, nu înțelegeți că eu n-am făcut nimic cu Robert. De cât timp sunteți voi împreună? De vreo 4-5. De 4-5 luni. În timpul ăsta n-ați făcut nimic împreună? Nu v-ați pupat? Nu, Doamne, n-am făcut nimic. Nu v-ați pupat? Nu v-ați ținut de mână? Ba da. Și cum poți să spui mie că nu te-ai culcat cu el? Dacă tu nu recunoști, eu vin la tine la ușă. Doamne, vă rog frumos, nu faceți chestia asta. Vă rog frumos, mama este bolnavă. Vă rog frumos. Nu. Da, ascultă la mine, fetiță. Haideți să ne întâlnim, vă rog frumos. Eu nu vreau să veniți la mine la ușă ca aș distruge-o pe mama. Vă rog frumos. Vă rog frumos, haideți să ne întâlnim undeva să vorbim. Eu merg să fac analize genetice, merg la spital, ticar în tot felul de analize și până la urmă o să recunoști. Tu ai făcut-o cu el sau n-ai făcut-o? Da. Mă duc la... Penibil, Doamne, dar mă simt penibil față dumneavoastră, dar știți... Da sau nu? Nu a insistat, el a insistat, eu am zis că nu se poate, că nu ne cunoaștem de multă vreme. Deci s-a întâmplat între voi, da? Da, s-a întâmplat, pur și simplu, da, Doamne, da. Nu ți-ar fi rușine și de ce n-ai recunoscut la început? Mi-ai deflorat băietul. Măi, dar spune-mi, nu cumva ai dat și vreo boală? Nu, Doamne, sănătoasă. N-am înțeles. Sănătoasă, Doamne. Mergi cu mine la control împreună cu Robert să vă fac un control amândoi. Dar de ce mai vreți control dacă am recunoscut? Pentru că trebuie să mă conving dacă băiatul meu este sănătos sau nu, da? Păi da, mergeți numai cu el. Ne spune și mie, unde se întâmplat toate chestiile astea, mă? Unde făceați voi chestia asta? Dar ce mai contează? Unde făceați? Unde ați făcut prostii, măi? Unde ați făcut? La dumneavoastră acasă când erați de serviciu. Câte nesimțiri, la mine acasă și voi în loc să vă duceți la școală, de asta are Robert absență în catalog? Da. Ai să mai faci chestia asta? Nu, n-am să mai fac. Dar vă rog frumos să nu-i spuneți la mama. La mulți ani, Daniel Buzdugan sunt de la Radio 21, a fost o farsă. Poftim? A fost o farsă pusă la cale de colega ta, Diana. Vai, o mănânc, unde ești, Diana? Și m-am auzit pe post. Alo, m-am auzit pe post. Da. Dar vă rog frumos să nu-i spuneți la mama.